dragilor, la cererea voastră de pe Instagram. Asta să vă arăt antrenamentul meu de picioare. Să-mi iau workout-ul. Și bineînțeles, animal pack, pentru a avea cât mai multă energie. Să dăm bătaie. Extensii, o să facem 3-4 repetări în care o să-mi caut o greutate, o care să fac maxim 10 repetări, pe care o să fie 4 serii, atât de 5 repetări cu pauză 10 secunde. Al doilea exercițiu. Genoflexiuni la hack squat. Aici o să facem o serie de 12 repetări, pe care 45 de secunde pauză, epuizare, 30 de secunde pauză, 15-5, după care iară 15 secunde, 30 de secunde și 45 de secunde, toate până la epuizare. Exercițiu, presă, 10 serii, 5 repetări, pauză 10 secunde, greutate cât mai mare. Ideal ar fi ca numărul de 5 repetări să scadă la 3 sau 2 repetări spre final. Eventually. Schimbăm de exercițiu, pentru că presa s-a rupt. Facem extensii, 10 serii, 5 repetări. Doamne ajută! 1, 2, exercițiul cu numărul 4, tot la extensii. O să facem 10-12 repetări, cu o greutate suficient de mare care să ne permită maxim 10-12 repetări. Undeva la 30 secunde pauză, repetăm. Să facem undeva, tot așa, undeva la 10 repetări, după care scădem 30% din greutate. Facem negative, mai scădem 30% pozitive și după aia rămânem în izometrie cât mai mult timp. Asta facem de 2 ori. Exercițiu, presă, 3 serii, o să fac 3 repetări normale, 3 pe pozitiv, iar 3 normale. Pauză 45 de secunde. Acesta a fost antrenamentul de picioare, super intens. Sper că v-a plăcut și să-l puneți și voi în aplicație. În aplicare, nu știu.